Dacă ar fi să căutăm un refer al modei, atunci sigur l-am găsit în anii 60. Parcă în nicio altă perioadă femeia nu a fost mai stilată, mai expansivă, mai îndrăzneață. Anii 60 sunt anii revoluției pantalonilor. Atunci și-au câștigat doamnele dreptul de a fi feminine și în ținute considerate până atunci bărbătești. Odată demolate preconcepțiile, pantalonii evazați, strâmți, cu talie joasă sau înaltă, unii sau în culori vii, s-au instalat definitiv în garderoba femeilor. Despre animal print am putea scrie un foileton. În anii 60 acest stil aparținea femeii îndrăznețe, care nu se temea să-l poarte pe stradă, pe plajă sau întâlniri. Mari staruri precum Elizabeth Taylor aproape că se identificau cu acest stil. Astăzi îl regăsim și în colecțiile de accesorii ale doamnelor, de la genți până la ochelari de soare. Fusta mini este unul dintre cele mai puternice simboluri ale femeii, care în anii 60 și-a dorit să fie rebelă și să-și exprime și mai mult frumusețea. Astăzi, fusta mini este nelipsită din colecția de haine a unei femei. Când vorbim despre anii 60, nu avem cum să nu ne amintim de Jackie Kennedy. Generații întregi până în ziua de azi s-au inspirat din stilul său vestimentar unic. Fustele creion, paltoanele cambrate, jachetele cu o croială dreaptă și nasturi supradimensionați sunt și astăzi perfecte la birou sau la întâlniri formale. Nici ținutele vaporoase purtate de Audrey Hepburn nu s-au demodat de-a lungul timpului. Rochiile ei roz merg și acum de minune la cocktailuri. Ce-am mai păstrat din anii 60? Hainele din piele. Pe atunci erau la mare căutare, în special vestele. Azi femeile poartă cam în orice ocazie pantaloni, geci sau fuste din piele.